Bună seara, dragii mei! Nu cred că mai stau să repet videoclipul, pun în continuare. S-a întrerupt exact la spinalul etalării numărului 1. Acum începe etalarea pentru numărul 2. Ați ales aceste de cărți, Wild Unknown. Probabil este un moment în care ar trebui să îndrăzniți, să schimbați energia, să vă schimbați destinul. E, înseamnă cu o roată de noroc. Într-o direcție total necunoscută, vi se pare o nebunie, dar ar putea să fie un mare, mare potențial. În timp ce am amestecat clarificatorii, a apărut 8 de bâte, iar călătorie, poate o călătorie, comunicarea cu cineva, atracția nebunească, magnetică față de cineva, să vă schimbe destinul. La capătul setului de cărți, 10 de bâte și 6 de monede. Unii dintre voi munciți, dați multe, consumați energia în multe direcții, în multe direcții, dar o să mai vedem. Ce a venit din clarificator, în timp ce am amestecat, a venit practicați gratitudinea, dar invers. Eventual, dacă nu ați înțeles că trebuie să manifestați recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut, e o zonă gri, e o zonă gri de tranzit. Va trebui să învățați să practicați gratitudinea. Eventual, cineva vă învață în acea comunicare 8 de bâte, la distanță sau pasională cu cineva, veți învăța cum să manifestați mulțumire, recunoștință pentru tot ce aveți. Unii dintre voi trebuie să mergeți un pic mai profund, de-aia este wild unknown, este periculos de sau necunoscut, periculos de adânc, dar e și fascinant, aș spune, periculos că e scorpion. Și răciți-vă un pic emoțiile, iar cu 8 de bâte, comunicarea care va fi dintre voi și cineva, foarte pasională, la distanță, la început, sau personajul vine de la drum sau voi veniți de la drum, inițial este distanță, apoi apropiere, acea comunicare vă va prinde, de aceea ce, calmați-vă un picuț. Hai să vedem. Deci ați ales gri aceste cărți. Am zis o schimbare de energie. Seamănă cu roata norocului. În timp ce am amestecat, a apărut luna, dar pe orizontal. Simt că pentru unii, nu doar niște frici, nu doar niște secrete, nu doar niște confuzii, v-au blocat. Dar pentru unii chiar o energie maternă sau o energie feminină distorsionată. Ați fost într-un întuneric și sunteți chemați să vă descoperiți calea. Dar este interesant, chiar scriu despre acest subiect, este foarte mult de discutat. Trebuie să învățați să separați lucrurile. Unii dintre voi trebuie să învățați să separați albul de negru. Tot ați încercat să fiți la mijloc, eventual să vă adaptați, să fiți pe placul multora, unii dintre voi, și nu cred că v-a prins bine. Sau poate asta ați învățat de la o mamă, de la o energie feminină, nu știu. Însă, nu degeaba ați ales gri. Totuși, în lume există lumină sau întuneric? Da, sunt și zone de tranzit. Acum sunteți în tranzit, dar să sperăm că mergeți spre lumină, pentru că de la 5 de monede, de la această însingurare, tristețe, poate chiar probleme financiare, că vorbim de carieră, ați vrea să comunicați cuiva. Singurătatea voastră, poate problemele voastre financiare, baletul de cupe. Cuiva care vă înțelege. Bine, vin mesaje și mesaje. Însă, la numărul 1 deja a fost în etalare, s-au infiltrat aspecte care țin de viața personală emoțională. Însă, vedem. Vedem ce apare la voi. Flori, numărul 2. Unii dintre voi trebuie să practicați yoga. De aia zic, ca să fiți în echilibru, nu înseamnă să fiți gri în zonă de penumbră, ci să știți când să folosiți întunericul, receptivitatea și cum să-l folosiți și lumina, yang-ul, dinamismul.
Trebuie să practicați yoga. Eventual, poate unii trebuie să lucrați un pic, faceți fitness, dar hai să vedem ce înseamnă și florile astea. Florile înseamnă creștere, abundență. Nu o carte. Uite, vezi? Spiritual teacher. Interesant, au venit trei la voi. Și bodywork. Unii dintre voi sunteți chemați să faceți sport, dar unii aveți în preajmă un profesor spiritual care vă ajută să ieșiți din zona de tranzit și să înfloriți. Această floare, e asta văd, să înfloriți. Să vă deschideți aripile. Să, cu alte cuvinte, să fiți autentici. Dacă deja ați învățat acest lucru și îi învățați pe ceilalți, exact ce am zis mai devreme, este minunat. Continuați această profesie. Teaching children. Probabil că trebuie să lucrați cu copiii. Predați muzică, artele, poate chiar și yoga pentru copii. Unii dintre voi sunteți profesori spirituali. Este minunat dacă sunteți. Dar aici cred că e o zonă de-a voastră de tranzit. A fi în echilibru, repet, nu înseamnă să fii gri și să știi când să folosești albul, să știi când să folosești negru. Orice v-a perturbat. Numărul 2. Flori. Poate unii dintre voi ar trebui să... Într-adevăr, pur și simplu, să vă deschideți inima. Să vă deschideți inima, să lucrați cu florile. Poate faceți ikebana, poate aveți vreo afacere cu semințe, cu flori, cu grădinărit, interesant. Luați în considerare. Eventual, unii ar trebui să faceți o afacere cu... Nu știu, o să vă deschideți o sală de sport, o chestiune care țin de sport sau de lucru cu corpul vostru. Interesant, a ieșit și la numărul 2, tot spiritual. Sunt curioasă la numărul 3. Destul de spiritual și la numărul 2. Hai să vedem. O dată, de 2, de 3 ori. Poate, într-adevăr, cineva vă schimbă, un profesor spiritual vă schimbă viața. În cazul în care nu sunteți voi, că poate nu fi pentru toată lumea, dar un profesor spiritual vă schimbă viața. Vă ajută să vă reconstruiți fizic și să înfloriți sufletește spiritual. Să vă dați seama că, domnule, nu doar banii contează. Apropo că e o etalare care ține de bani. Interesant ce apare aici. 7 de bute și 3 de monede. O colaborare. O colaborare, o comunicare cu cineva vă ajută să vedeți dincolo de blocajele pe care le-ați experimentat până acum. Focul este în voi. Dacă știți cum să-l direcționați, cum să-l folosiți, cum să-l... Da. Să-l folosiți într-un mod creativ. Ia, o dată, de 2 ori, de 3 ori și de... E o femeie foarte emoțională care vă vindecă și vă inspiră. 4 de spade, interesant, poate ați vrut să ascultați numărul 1, a început cu 4 de spade. Magicianul, foarte frumos, și 5 de spade. Cinci de spade... Reprezintă niște conflicte mentale pe care voi trebuie să le puneți în ordine ca să puteți să manifestați. Și am senzația că pentru unii dintre voi, ori un profesor spiritual vă arată cum să vă îmbogățiți, să vă înfloriți mental și să vă puneți în ordine gândurile astea foarte contradictorii, poate unii dintre voi sunteți așa mai, nu știu, pentru cine vorbesc, bărbați, femei, mai conflictual sau vă lăsați influențați. Vă lăsați influențați, eu știu, și la fitness, dacă vă duceți de comunicarea unora altora.
sau v-ați concentrat prea mult pe fizic și și-ați stat într-un mediu oarecum agresiv. Nu știu, aud că unii, nu știu dacă sunteți voi sau persoana pe care o coordonați, sunteți într-un mediu fizic și mental foarte agresiv. Și acest mediu trebuie să-l ordonați mental și să-l transformați. Aveți, repet, dacă nu sunteți voi, aveți un profesor spiritual care vă învață cum să manifestați. Vorbim de bani, cum să manifestați abundență și bani dincolo de conflictele, de ego. Aici este ego. Aici este ego care vrea să câștige cu orice chip. Și repet, dacă nu este al vostru, este ego-ul altor persoane din preajma voastră care v-a influențat. V-au influențat. Adică, ați fost manipulați de anumite persoane, dacă vreți să aveți mintea limpede și succes în carieră profesională de orice natură, ar cam trebui să învățați ceva nou. În primul rând, să învățați magicianul Mercur, Mercur învață, să învățați să fiți creativi, să învățați să vă ordonați mintea, gândurile și să priviți, e al treilea ochi deschis, să priviți în viitor. Dar, repet, cu mintea clară, nu contradictorie, nu plină de gânduri și cuvinte negative. Aici sunt oameni care vorbesc urât, oameni care gândesc negativ. Și dacă stați în preajma lor și corpul vă este afectat. Așadar, în cazul în care nu sunteți voi, aveți un personaj, magicianul și profesorul spiritual, ia uite și teaching, care vă arată într-un mod foarte elegant, foarte subtil, gri, să zic, neutru, încearcă să vă arate calea. Ori întuneric, 5 de spade, da, conflicte, ori lumină, 4 de spade. Totuși e un miel. Cu al treilea ochi deschis. Sunt niște flori. Este energie mult mai bună decât 5 de spade. Dacă voi sunteți profesori spirituale, continuați-vă drumul. Eventual, începeți ceva, o nouă tehnică. Poate ar fi bine să vă adaptați la copii. Poate ar fi bine să... Hai să mai vedem. Să vă informați din mai multe culturi, asta e clar. În momentul în care lucrați, să aveți flori în preajma voastră, ca și vibrație, vă mențin vibrația înaltă. Și îi ajută pe ceilalți pe care îi vindeca să-și deschidă sufletul mai ușor. E o chestie de subconștient, evident. Și n-aș vrea să zic subconștient pentru că nu e corect, dar în fine. Ia uite, mamă de spade, trebuie să aveți mintea clară și să găsiți forme creative. Cavalerul de băte. Forme creative de promovare a spiritualității, de ghidare. Pentru că aveți de-a face cu oameni care sunt mai aventuroși și atunci dacă aveți de-a face cu player, cu oameni conflictuali, trebuie să vă adaptați, să zic, tehnicile. Vorbeam de bani și de carieră și ea ca ce a venit. Asta e. Magicianul folosește cuvinte. Nu e vorba de magie, e vorba de informare și comunicare. Transforma sufletul oamenilor. Unii dintre voi transforma sufletul oamenilor. Probabil că aveți aspecte, unii, nu toți, în unii aveți planete în gemeni, poate în fecioară și în leu. Și zic aspecte, care înseamnă Mercur, ascendent, nodul nord, Venus, Jupiter că e profesor. Așadar, Jupiter în geme. Ce-o fi?
Hai să și clarificăm acest 4 de spade. Clarificăm, te rog frumos, 4 de spade pentru numărul 2. Etalare care ar fi trebuit să fie despre bani, despre carieră, dar ea ca ce vă ajută, nu sunt analist financiar, marketing, ceva interesant, da? 4 de monede și îndrăgostiți, o chestiune de alegeri. Repet, unii, dacă sunteți profesori, le arătați altora cum să-și pună în ordine gândurile, cum să renunțe la tradiții, să-și deschidă sufletul, da, îi spuneți flori în preajma lor, să-și deschidă sufletul, să renunțe la această obsesie pentru bani sau pentru tradițional sau pentru material în general, să se vindece de aceste aspecte pe care le găsesc majoritatea în familie, că așa au fost învățați, și să învețe să se aleagă pe ei, și să aleagă echilibru masculin și feminin. Interesant că am vorbit de asta. Poate voi îi ajutați să facă trecerea de la întuneric la lumină. Poate griul nu este al vostru, este al celor cu care aveți de a face, dacă știți că sunteți profesori spirituali. Sau profesori într-o anumită formă. Neapărat spiritual, dar profesori. Aici este, faceți bani din chestia asta, puteți să faceți bani vindecând și voi. Seamănă un pic, ia uite, asul de monede. Poate chiar va trebui să călătoriți. Dar interesant, iar îi învățați. Ce frumos, măi, îi învățați! Ori voi trebuie să învățați de la cineva, repet, ori altcineva, ori voi trebuie să învățați pe ei să aleagă. Ori programele mentale, 8 de spade, ori speranța, călătoria către echilibru emoțional, echilibru mental și creștere, creativitate, reconstrucție cu bodywork, reconstrucția lor și mentală și fizică. Chiar dacă fac fitness, chiar dacă sunt, vai, cavaleri cuceritori, cei care vin dintr-un mediu toxic au niște lucruri de învățat de la voi. Îi învățați cum să-și aleagă parteneriate armonioase, eventual. Însă, sunt colaborări. Îndrăgostiți înseamnă și colaborare. Poate reușiți o colaborare în acest sens. Magicianul, clarifică magicianul. Poate vă întâlniți. Magician, wow! Diavolul. Un suflet pereche care. Exact cele două, exact ce am zis mai devreme, mai nu se poate. Unul este profesor spiritual, altul este manipulator, este magician, este nu magician în sensul negativ al cuvântului, este da, manipulator sau iluzionist într-o anumită formă. Unul își dorește relații armonioase, celălalt s-a obișnuit în relații toxice, adictive, karmice. Obsedate, obsedante, sexual, financiar, mental, în lanțuri. Și aici este, repet, nu știu care sunteți voi, dar cine este aici arată calea. Arată calea către armonie. 6 de cupe. 6 de cupe versus relațiile în care se dă și în stânga și în dreapta și într-un mod uneori nedrept. Clarificăm 5 de spade. Trei de spade. De pute. Și justiția. Au fost conflicte, confuzii în relația dintre voi și cred că un client sau un prieten. Nu știu, dacă voi e client între voi și un client, o clientă, sau între voi și profesorul vostru spiritual. Au fost conflicte, au fost confuzii, au fost nedreptăți. Dar trei de bâte vrea să spere că va fi mai bine. Și interesant, vine exact pe 5 de spade, 3 de bâte. Cu alte cuvinte, vorbim de bani, dar ia ca, uite cum... S-
se schimbă un pic povestea. Dacă până acum acest tipar de personaj, că sunteți voi, că sunt alții, a fost, repet, într-o energie conflictuală, negativă, agresivă mental și poate chiar și fizic, eventual și la distanță, peste hotare sau, eu știu, la o anumită distanță, acum cu acest magician își vede, interesant, își vede negativitățile, își vede legăturile acestea nedrepte, un contract nedrept, o căsătorie nedreaptă, confuziile în care au trăit după discuția cu acest profesor spiritual. Interesant. Ori magicianul nu își dă seama ce toxic a fost și își dorește să-și atragă oportunități, să-și atragă această dragoste despre care s-a tot vorbit, s-a tot exprimat până acum în această prezentare. Și eventual că tot vorbeam de bani, să manifeste succes și bani altfel, în relații armonioase. Pentru că aici a fost un contract toxic. Poate nu sunteți toți în legătură cu un profesor spiritual, dar poate că ar trebui să vă duceți la un profesor spiritual, să înțelegeți de ce ați fost într-un job toxic, poate vreun șef a încercat să vă domine, poate cineva la locul de muncă a zis că faceți o colaborare cu cineva, interesant cum vine mesajul, unii dintre voi ați crezut că faceți peste hotare o colaborare cu cineva și v-ați legat, poate chiar colaborarea a dus către o adicție sexuală, către alte chestii, de la colaborare pentru bani s-a deviat. Și s-a ajuns la gelozii, la probleme, chiar în justiție. Pentru bani, interesant. Dar apare acest profesor spiritual ca o floare, ca o energie proaspătă în această poveste. Cu mintea clară. Și care îl ajută pe celălalt să înțeleagă, băi, la ce a ținut, pentru ce ai făcut toate aceste lucruri, pentru bani nu se merită. Banii pot să vină altfel din colaborări benefice. Păi și cum găsești? Păi uite așa, colaborările benefice înseamnă să știi unde e lumina, unde e întunericul. Nu să încerci să fii neutru. A fi neutru îți atrage negativitatea din punctul meu de vedere și cred că cine e aici profesor spiritual înțelege ce vreau să zic. Cu alte cuvinte, nu încerci să pari luminos cu cel care e luminos și întunecos cu cel care e întunecos. Nu încerci să pari ceva ce nu ești. Nu, trebuie să fii autentic. Dar sunt două tipuri de colaborări. Foarte ciudată etalarea. Foarte ciudată. A, interesant ce mai simt. Pentru cei care au, știu că au avut o relație toxică, ori o colaborare toxică, ori la, eu știu, cu șeful, cu șefa, cu colegii, cu cine o fi. S-au semnat un contract cu cineva peste hotare. Bă. Și tot așteptau oportunitățile, așteptau spore și n-au mai venit. Au venit problemele în justiție. Aha, interesant. Aici acest personaj trebuie să se vindece. Să se vindece de hipermaterialism. Dacă pot să dau un diagnostic. Hipermaterialism. Și să renunțe la obsesia pentru bani, care i-a creat până acum probleme, să-și pună în ordine mintea, să vadă lucrurile cu alți ochi, din perspectiva armoniei și a echilibrului. Nu poți să ai colaborări fructuoase cu oameni toxici, cu oameni care vorbesc urât, care sunt conflictuali, care încearcă să domine. Uitați-vă la energia oamenilor cu care semnați contracte, nu știu, un avertisment pentru cineva, cu care semnați contractele, uitați-vă la energia lor, cum se mișcă, cum vorbesc. Conflicte, confuzii.
Foarte ciudată etalarea pentru numărul 2. Haide că la prima a mai fost cum a mai fost, la a doua gemeni capricorn, săgetător, fecioară, balanță, taur. Da, mă, fiți atenți la detalii, exact ce zice. Ultimul pătrar de lună din fecioară. Fiți atenți la detalii. Dar cu ochiul deschis. De ce fi ridicând vocea? Scuzați-mă. Cu ochiul, al treilea ochi deschis. Nu în sensul că urmăresc ca să folosesc detaliile respective, ci urmăresc ca să văd exact cu cine am de-a face. Să nu fiu trădat, trădată în afaceri, în relații, în ce-o mai fi. Foarte ciudată etalarea, foarte ciudată la numărul 2. Practicați gratitudinea, am zis de la început, iar reapare. Cineva trebuie să învețe să fie recunoscător și pentru experiențele negative ca să poată să le vadă pe cele pozitive și să le manifeste. Da, respirați prin tehnici de respirație. Unii dintre voi probabil că trebuie să învățați niște tehnici de respirație în momentele de tensiune și să gândiți clar. Să gândiți clar, pentru că cine intră în asemenea situație nu a gândit clar. Este magicianul, este Mercur într-o variantă foarte negativă. Ha, interesant. Jupiter conjunct cu Mercur? Aici cineva are Jupiter, un profesor spiritual. Like me. Jupiter conjunct cu Mercur. Așadar, fiți atenți. Fiți atenți, învățați din greșeli și asta pot să zic, învățați din greșeli. Dacă vreți bani, puteți să aveți bani, succes, dincolo de experiențele negative pe care le-ați trăit lângă cineva. Efectiv, mă uimesc etalele astea. Am vrut să fac pentru bani și ia ca ce văd. Da, cineva a jonglat între două situații la distanță, iar văd magicianul și îndrăgostiții. Trebuie să învețe să manifeste colaborări armonioase. Și asta vin, cum am zis de la început, în momentul în care te echilibrezi masculin și feminin în tine. Dar asta cineva ți-o arată. Dacă nu, și ți-o arată profesor, un profesor spiritual. Profesor, profesoară, ce vreți voi. Da, cineva a vrut să fie doar în control. Ia uite, doar în control. Așa a învățat la tatăl, la șeful. Și ce a zis? Că dacă șeful e mai așa, hai să facă și el ca el. Ca acela. Ați avut bărbați care încerca să vă corupă și să vă controleze. Dar apare astfel de monede. L-am văzut astfel de monede. Ia uite, 10 de cupe. Urmează. Da? Și vor fi oameni, uite, urmează momentul în care vă vindecați, vă atrage și dragoste și fericire și spor și oamenii vă vor invidia atunci pe cum să zic, îmi scapă cuvântul, sunt un pic obosită, vă vor invidia pentru că au de ce. În momentul în care cineva trăiește în toxicitate, chiar n-are niciun motiv să fie invidiat. Mie îmi pare rău de cei care trăiesc în toxicitate. Cam atât deocamdată. Sper că v-a fost de folos. Numărul 3. Cei care ați ales această piatră neagră, aceste de cărți al 13 tarot, 13 numărul morții și renașterii, al scorpionului. Dar a apărut un 7 de cupe. Sper că nu vă faceți iluzii, sper că aveți multe opțiuni, sper să vedeți că aveți opțiuni, însă depinde foarte mult cum le abordați. 4 de băte și soarele. Wow! Unii dintre voi visați că faceți afaceri de acasă și că aveți succes. 4 de băte și soarele. Unii dintre voi poate că transformați casa voastră într-un loc de bucurie, de succes, într-un mod creativ. Wow! Regina de spade, 4 de cupe și apoi soarele. Aveți opțiuni, aveți visuri.
Dar unul dintre visurile voastre este să străluciți, să lucrați în public, să vă atrageți flacăra geamănă, dar până atunci aveți ceva de transformat acasă, de vindecat. Și de descoperit, mai regina de spade, turnul și asul de spade, adevărul, adevărul, dincolo de niște conflicte, care cred că au fost foarte multe acasă. Hai să... ce talări! Trebuia să fie despre bani și... Aici foarte ciudate talările. Foarte ciudate. Curățăm cărțile. Curățăm cărțile pentru numărul 3. Probabil că unii dintre voi trebuie să vă transformați. Știți către ce mă aduce gândul? Al 13-lea era un film foarte interesant cu Antonio Banderas. Mi-a plăcut al 13-lea. Cavaler era? Apropo de 13. S-ar putea să descoperiți că aveți o misiune pe care nu știați că trebuie să o manifestați, nu știu. Aduce soare și fericirea într-un loc în care nu vă așteptați, nu știu. Succesul și fericirea într-un loc în care nu vă așteptați. Etalare despre bani, dar ia ca vin astfel de mesaje. Asta sunt, cui nu-i place să asculte în altă parte. Wow, și la numărul 1 și la numărul 2, ce etalare. Vai. Mesaje pentru numărul 3. Infinită abundance, ce frumos! Abundență infinită, sunteți susținuți de divinitate în acest scop. Dar aveți opțiune, exact ce am zis mai devreme, și sensibilitate. Și o schimbare cu turnul, iar apare turnul, o schimbare radicală, o schimbare de carieră. Nu știu muzica ce ar putea să însemne. Poate cineva face în familie muzică, nu știu. Dar o persoană foarte sensibilă sau sensibilitatea voastră vă permite să... Să schimbați ceva în viața voastră, să renașteți. Hai mai dăm o carte. Negru înseamnă receptivitate, poate ar trebui să fiți mai atenți la ce se întâmplă în jurul vostru. Să lăsați informațiile să vină. Să fiți un pic în umbră, o perioadă, până începe să se manifeste, eu știu ce, vom vedea. Deocamdată, speaker, interesant. Oratorul. Trebuie să vă eliberați. Oricineva vă arată cum să vă eliberați, prin dragoste, prin lumină, să vă găsiți calea, să vă vindecați și apoi să manifestați abundență infinită. Wow. Ciudate cărți. Sunt curioasă cât vor fi mulțumiți de această etalare, care trebuia să fie despre bani. Dar ea ca în această perioadă, vedeți voi, este energia vărsătorului, foarte neconvențională. Și ea capricornului, cum am zis mai devreme. Da, vrem ceva care să aducă stabilitate, dar poate că ar trebui să ne eliberăm de trecut. De ce atârnă, ca să putem descoperi noi tehnici. O dată, de două ori, de trei ori. Ciudat. Și aici, 10 de cupe. 3 de monede. Puteți să colaborați cu cineva care vă va aduce o fericire foarte mare. 3 de monede, 10 de cupe. Satisfacții mari, mari. În fine, hai să vedem ce o mai fi. 7 de cupe iar reapare și am amestecat în fața voastră. Asta naiv. Cavalerul de bâte. Creativitate. Sexualitate. Ce legătură are cu banii, măi? Și 5 de monede. Măi, eu nu prea înțeleg. Aveți opțiuni, să zicem. Dacă aveți probleme financiare cu 5 de monede,
dintre opțiunile pe care le aveți, folosiți-o pe cea mai creativă, cea mai dinamică, cavalerul cea mai, da, dinamică, în mișcare, creativă, cea care vă animă sufletul, care vă pune pe foc, dintre toate opțiunile, pentru că aceea vă va aduce succes. Eu asta simt. A, e valet, valetul, nu, e valetul de bâte. Dar originalitate, exact ce am zis mai devreme. Pasiune. Dacă nu o fi mișcare, o fi cuvântare. Că vorbim de valet și de speaker, de orator. O să și clarific. Interesant, visați să comunicați într-un mod original care să vă aducă abundența și să vă ajute să ieșiți din problemele financiare, din singurătate eventual. Împăratul, puterea? Și cavalerul de spade, șapte de spade. Ar fi o luptă pentru putere? Pentru control? Hai să vedem. Totuși, o luptă pentru putere, pentru control. Curățăm cărțile. Împăratul. Pentru unii poate să fie tatăl sau soțul sau un șef care vă influențează, vă inspiră cum să fiți puternici, eventual. Dar mare grijă să nu vă învețe să vă controlați mai mult decât e cazul sau să doriți controlul. Deși cărțile totuși arată bine. Ciudat că n-au venit. 5 de monede. 5 de monede nu sunt chiar așa de bine financiar. Dar dacă n-aveți, dacă aveți, repet, încerc într-o altă formă, dacă aveți probleme financiare, dacă ați avut, eliberați-vă de orice senzație de, eliberați-vă de senzația de lipsă ca să vă atrageți plin, prea plin. Aveți multe posibilități să faceți bani, sunteți original, creativ, plin de pasiune. Repet, urmați-vă pasiunea, lucrurile care vă animă. Clarifică în șapte de mura. Mura, ăla-i fistic. Nu mănâncă. Băi, mura! Nu! Scuzați-mă. Șapte de cupe. Clarificăm șapte de cupe pentru numărul 3. Foarte ciudate tarurile. Și asta... Ia uite, diavolul, măi. Șase de cupe și regina de spade. Diavolul a fost clarificat de șase de cupe și regina de spade. Mai. Trei de cupe. Interesant, valetul de bute iar apare. Da, am zis bine. Mai nu știu, eu cred că pe toți în această perioadă, majoritatea vă influențează cariera. Deci viața sentimentală vă influențează cariera. Dar, pentru unii dintre voi, vin câte mesaje, dacă aveți pe cineva în familie, cineva din copilărie, frați, surori, prieteni, un fost șase de cupe și diavolul reprezintă foști, care v-au creat confuzii, care au opțiuni, tăiați legătura cu ei, regina de spade. Tăiați legătura cu ei. Pentru că probabil unii dintre ei se țin în petreceri și vă pun în triunghiuri amoroase și nu cred că asta vreți. Acum, dacă vreți să vă împliniți, să vă întâlniți cu oameni armonioși, trebuie să munciți un pic la transformarea voastră, să vă alchimizați 8 de monede și să vă folosiți și înțelepciunea eremitul și capacitatea de a observa detalii, dar și pasiunea, originalitatea. Să treceți dincolo de problemele pe care le-ați... Da, cineva vă arată calea, speaker. Speaker este steaua. De ce văd eu lucrurile astea într-o etalare de spre bani? Nu știu. Dar hai să mai vedem valetul de bute. Valetul de bute este, am zis, e creativ. Este creativ, valet. Valetul de bute. Spânzurat.
Mai. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ce să mai trebuie să vedeți lucrurile dintr-o... Ați ales ceva ce ține de transformare, de moarte și renaștere. Și am zis, cineva va încerca să vă țină. Un bărbat, o femeie, să vă țină în control, să vă controleze. Cineva a încercat să vă controleze. Bărbat, femeie, nu mă interesează. Poate să fie femeie într-o energie masculină. Distorsionată, că poți să fii într-o energie masculină bună. Ești în yang-ul tău, că yin și yang avem, da? Eliberați-vă, mă, nu întâmplător a apărut eliberare. Poate un suflet pereche vă arată. Vorbește interesant, vorbește despre abundență, despre binecuvântări, despre suflete pereche, despre alte lucruri de suflet. Și cum să vă descoperiți interesant faetonul și nouă de monede? Independența. Respectul față de voi. Probabil că trebuie să vă deschid o afacere a voastră. Unii dintre voi trebuie să vă deschideți o afacere a voastră. Să faceți banii voștri, nu colaborări cu foști, cu prieteni din copilărie, cu familia, cu eu știu cine. Of, ce tală! Cine m-a pus? Și măcar să fiți mulțumiți. 5 de monede. Temperanță. Vindecați-vă de sentimentul de frică. Unii ați intrat în colaborări toxice, în contracte nesănătoase, în joburi nesănătoase, din acest sentiment de lipsă, de frică, de gol. Și am zis mai devreme, trebuie să învățați să vedeți plinul, nu golul. Temperați-vă. Sau mai bine zis, vindecați-vă de acest 5 de monede. Relații conflictuale. Wow. Ia uite, valetul de bâte. Iar apare valetul de bâte. După o perioadă de tăcere, eremitul. Fecioara. Gemeni, balanță, vărsător. Pești, rac, scorpion. Eremitul încearcă să înțeleagă. De ce își face griji când e vorba de dragoste? Interesant. De ce își face griji? Despre persoanele din trecut? Interesant. Ce regretă? Interesant, ar fi bine dacă ar medita la ce a pierdut și la ce ar putea să manifeste. Doi de cupe înseamnă colaborare benefică. Ar putea să aibă colaborări benefice dacă ar înțelege, de fapt, unde s-a păcălit la un moment dat. Mai dăm o carte pe spânzurat. Poate că în această perioadă majoritatea trebuie să ne vindecăm ca să putem să demarăm ceva constructiv. Poate că fiind vibrația de 7 în care ne apropiem, anumite chestiuni care țin de contracte, de casa 7-a, a relațiilor, a contractelor, aceea trebuie revizuită. Aveți 6 și 7. 6, interesant, unii dintre voi, anul trecut, ați fost între două tipuri de colaborări, prietenii. Una de la suflet la suflet și alta foarte conflictuală. Trebuie să discerneți ce este în folosul vostru. Să faceți triere între aceste confuzii, iluzii, opțiuni și să inițiați o nouă cale, valetul. Asta înseamnă inițiați, să ieșiți din funii. Și unde sunt funile? Aici, la cătușe, la diavol. Aici sunt. Wow. Aveți de vindecat un sentiment de abandon, eventual. Și dacă vi se par că lucrurile stau pe loc, că cineva vă ține pe loc, rupeți măfunia, că aveți această putere. Puterea este în voi. Vă zic și eu, nu știu ce altfel de orator ar mai fi să ascultați. Ascultați pe cineva care vorbește despre abundență, despre eliberare. Dacă nu pe mine, nu știu, ascultați pe altcineva. Despre lumină și dragoste.
cum să scrieți, cum să faceți manifestări, apropo de ce am zis la lună nouă, ca să vă vindecați și să vă găsiți calea, să aveți încredere, să lăsați în urmă, ia uite. Ceva a rănit, evident. Să vă reconstruiți. Să vă ascultați intuiția și mesajele pe care le primiți. Aveți foarte multe lucruri de făcut, dar... Wow. Trebuia să fie pentru bani. Probabil că aici este... Toate trei seamănă într-un anume fel. Și am folosit trei seturi de cărți diferite. Interesant, numărul 7 este un număr spiritual. Aici ar fi provocarea tuturor, începând din acest an, din această lună, din această perioadă. Să renunțăm odată și odată la obsesia pentru material, pentru contractele negative și să dăm cezarului, cea cezarului, cu alte cuvinte, lui Dumnezeu, cea lui Dumnezeu, pentru că 7 reprezintă și casa, o să vorbesc în curând, și casa 7 a divinității. Cu alte cuvinte, fără o energie înaltă nu putem manifesta spor. Altfel, pentru fiecare spor trebuie să plătim. Trebuie să plătim cu suferință, cu karmă, cu sacrificii, cu nemulțumiri. Lasă-mă mura, imediat să dăm o mică de mâncare. Așteaptă-mă un pic. Spânzuratul. Interesant ce vine mesaj. Aveți în spate casa 12 a necunoscutului și valetul de bâte. Ori ați comunicat în secret cu cineva, sau poate nu, dar aveți, iar ascultați-vă intuiția și ce vă spune prin vise și prin meditație, divinitatea. Aveți o forță creativă prin care puteți să inițiați vindecarea voastră și poate chiar și altora la un moment dat. Regele de monede, taur, fecioară, capricorn... Puteți să fiți victorioși. Dar mai victorioși sunteți dacă nu dacă țineți de bani și munciți, ci dacă manifestați noi contracte, noi relații în echilibru. A apărut justiția. Da? Ca să nu manifestați karmă și să manifestați dharma. Mai dăm o carte pe spânzurat. Nu că sunt multe, nu asta. Spânzurat. Aici, 7 de spade. Cine a mințit sau s-a mințit? Vindecați-vă de mincinoși, de oameni, de lipsa de implicare. Ia uite, asul de cupe, cavalerul de monede și regele de bâte. Descoperiți-vă calea asta. Deci descoperiți-vă calea. Unii dintre voi bărbați trebuie să fiți foarte creativi. Da, meticuloși cu cavalerul de monede, iar apare semnul fecioare, meticuloși. Dar și plin de pasiune. Numai așa manifestați adevăratul împărat din voi, adevăratul alfa. Conducătorul, da? Conducătorul adevărat nu este cel care încearcă să impună controlul, cel care pur și simplu conduce cu autoritate, cu temperanță și cu dragoste față de ceilalți. Alfa are dragoste față de restul. Unii ar zice că alfa poate să fie diavolul. Nu, diavolul nu e alfa. Este un fals alfa, 7 de spade, dar vindecați-vă de minciuni, de oamenii care v-au mințit, eliberați-vă, cum a zis mai devreme aici, iar eliberați-vă, de unde, nu știu, job, familie, iubiri, contracte nesănătoase, dar cam toate etalările pe acest subiect au mers. Inițiați dragostea. Comunicați ceea ce simțiți. Și atracția, și creativitatea, și dorința de a fi în evidență, dar și în evidență. Dar, ca să fiți în această poziție de conducere, manifestați, repet, și compasiune și față de voi, și față de trecutul vostru, și
un anume tip de tenacitate ordonată, așa, tip semnelor de pământ de calitate, nu de... Da, că sunt și semne de pământ de multe feluri. Nu știu ce să zic. Eu asta simt. Cred că deja anul acesta nu se mai pun problemele sau problema banilor nu se mai discută cum se discuta pe vremuri. Eu la această concluzie ajung acum la sfârșit de etalare, la numărul 3. Ia uite. Cineva încă nu poate să ierte, dar trebuie să învățați să iertați. Păi, dar nu întâmplător. Și a venit și un pic invers, da? Un picuț invers. Trebuie să intrați în putere, în puterea voastră, cu pași mici, valetul de bâte. Cu pași mici și sigur, și cavalerul de monede. Cu pași mici și sigur. Eventual, ascultați pe cei care vorbesc despre lucrurile astea, despre vindecare, despre cum să fiți în controlul vieții voastre. Dar nu controlându-i pe alții, ci controlându-vă pe voi. Transformându-vă, mai bine zis. Interesant aici, puterea este numărul 11 al justiției. Fiți în echilibru. Justiția ține și de un contract. Ați avut un contract, iar un contract foarte toxic, care v-a ținut pe loc. Eliberați-vă. Un suflet pereche vă arată. Ia uite, țineți-vă inima deschisă, de-aia protasul de cupe, poate o nouă dragoste vă arată cum să faceți bani, cum să vă vindecați, cum să fiți în controlul vieții voastre, să vă regăsiți direcția. Măi! Cui nu-i place, nu-i place, cui îi place, îi place. Asta e. Cui îi place să dea like, cui nu. Asta e. Învățați-vă un pic să vă relaxați, să vă vindecați. Ascultați, apropo de receptivitate, ce vă spune sufletul și pasiunea și eliberați-vă de minciuni și de confuzii. Nu? Dar aveți pe cineva, unii dintre voi din familie, din copilărie, vorbiți mai puțin și simțiți mai mult, chiar e foarte important. Și gândiți, simțiți și gândiți. Nu știu, dragii mei, sper să vă ajute. Poate că data viitoare o să iau totuși alte seturi de cărți, dar dacă le-am luat, au fost cu un scop. Și repet, concluzia mea este că anul 2023 deja schimbă coordonatele de exprimare, de manifestare și de acțiune. Asta ați vrut despre bani, asta am primit ca și mesaj. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine!